Cred că în lumea asta nu mai există un duo fagot și acordeon. Și cei doi, fagotistul Radu Țaga, Marco Ristici au început să cânte împreună de un an și ceva, deci nu de mult timp, dar deja sunt o formație extraordinară pe care vă recomand și pentru data viitoare, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Îi invit totuși pe amândoi. De-a dreptul nostru, că fără să ne înțelegem, în privința programului, eu am terminat partea mea cu Blue Rondo à la Tour și ei încep partea lor cu Rondo à la Turca de Mozart. Fie în paranteză, fie spus, cineva a considerat, în fine, nu știu cât de în glumă sau în serios, aceasta prima manea din istoria muzicii. Dar să nu fac acum o istoria manelei, este o piesă celebră și o să ascultați acum interpretată de cei doi mei. Oh.
zicem, muzicală, timișoara, cea a familiei Oșanițchi. Există trei personalități importante în istoria muzicii românești. Este Richard Oșanițchi, celebru jazzman, pianist și compozitor de jazz. Este Petru Oșanițchi, care și actualmente dirijor, a fost foarte mulți ani dirijor al Filarmonicii din Timișoara și al Operei din Timișoara. Și astăzi încă mai dirijează Opera din Timișoara. Și Richard Carol Oșanițchi, care era tatăl celor doi și cel care a compus lucrarea următoare, humorescă. Thank you.
Thank you.
un celebru acordeonist și compozitor francez și aceasta este dedicație pentru un prieten pe care îl cheamă Christopher.